Magistrații Tribunalului Cluj nu i-au dat astăzi un răspuns favorabil primarului suspendat al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Edilul le-a cerut judecătorilor să fie cercetat în libertate, dar aceștia au decis să mențină măsura arestului la domiciliu în cazul său. În baza articolului 362 aliniatul 2, raportat la articolul 208 codul de procedură penală, menține măsura preventivă a arestului la domiciliu luată față de inculpatul Cherecheș Cătălin și respinge implicit cererea de înlocuire a măsurii formulată în cauză, cu drept de contestație, în 48 de ore de la comunicare. Se precizează în decizia tribunalului Cluj. Iar la tribunalul Cluj a avut loc primul termen în procesul pe fond al primarului suspendat Cătălin Cherecheș, acesta însă a fost amânat pentru 17 noiembrie.